și avem un vlog nou pe zonă. Vă salut pe toți de aici din camera lui Granny, ca să zic așa, unde am copilărit. TikTok-ul e cu noi, îi salutăm pe toți, avem vreo 1300 deocamdată, dar se vor anunța mult mai mulți, aproape de 3000 de abonați, deoarece astăzi vreau să fac, bineînțeles că încă nu m-am dus la pescuit, pentru că e vremea nasoală. Haideți să vă arăt așa un pic cum arată vremea afară. Vremea afară arată cam așa, vedeți? Adică ce vorbim? Ia uitați, apă pe iarbă. Păi ce facem? N-avem cum decât să stăm în casă și să facem o celebră capră la ceaun. Da, ați auzit bine. Rețeta o să vi-o arăt în detaliu data viitoare. Deocamdată vreau să vă îmbolnăvesc. Uitați-vă cum arată această capră intergalactică lăsată la condimente speciale. Și avem aici castraveți orientali cu putere în ei. Da, bineînțeles, o să fac și niște cartofiori prăjiți. Ah, îmi plouă în gură, vă rog să mă credeți. Dar astăzi vreau să fierbem la capra asta intergalactică. E muiată cu vin, cu condimente, cu tot ce trebuie, absolut criminal. Avem pâine, avem lapte și avem și pentru sfârșit o gulie universală. Asta e, ca să zic așa, intergalactica. Dar mai întâi să facem un foc așa frumos, da? Soba este goală. Ah, ce mai frumos decât să faci foc. Hai, încă e frig afară, încă ne bucurăm de primăvară. Aici o să facem cartofi, iar aici o să prăjim în puțin ulei. O să vă arăt eu. Doar puțin ulei, trebuie să se rumenească un pic aceste ciolane super interesante. După care o să punem apă caldă, să nu fie apă rece. Scurgem uleiul și punem apă caldă până le cuprinde pe ele și le lăsăm să fiarbă. O să punem doar puțin cimbru și o să mâncăm de dăm în Doamne ferește. Acestea sunt amintirile făcute acum în primăvară, dar acești castraveți, ca să zic așa, retrogradați, frumoși și criminali, nu am cum să vă transmit gustul neurologic. Hai că e neurologic. Tai orice greață. Băi, cum fac eu focul e foarte simplu. După ce pun niște ziare și niște, să zic așa, lemne mai subțirele ca să se poată aprinde, bag aici, am niște motorină cu cenușă. Această motorină o pun aici cu cenușă sau se mai poate face, ca să zic așa, rumeguș cu motorină. Se va aprinde imediat, uite așa. Și o să ardă. Ascultați-mă bine ce vă spun, nu benzină, doar motorină. Mai avem câteva așchi, câteva coji, deoarece o să lăsăm că se va aprinde automat. Contează foarte mult să-ți dorești să faci chestia asta. Nu-ți trebuie nicio licență să poți face focul, dar trebuie avut grijă că de la o singură scânteie, și dacă nu ești atent, adio casă. Adevărat ce spun. Uite așa, introducem aici. Pac, pac. Deschidem ușița de vizitare și aprindem. Uite, vedeți că arde imediat, instant, da? Așa. Și în momentul acesta oprim tot și închidem ușa, deoarece soba își va face rolul în continuare frumos. Ia să-ți auzim. Vedeți, a început să tragă, pentru că trebuie să fie ușa asta deschisă. Să tragă aer. Așa se face combinație. Și după ce se va aprinde focul frumos pe zonă, o să scoatem astea. Una, două. Vedeți cam ce se întâmplă înăuntru? Ia uitați. Se aprinde focul. Și o să pun aici crăticioara pentru cartofi. Iar celălalt tuci o să-l punem aici, frumos așa. Asta că am crescut cu așa ceva la țară. Și dacă punem încă un cerc înapoi, gen dăm focul mai mic, adică o să fie focul mai micuț. Uite așa, frumos. Pam, pam, gata, ați perceput-o. Și acum o să se încălzească ușor, dar sigur, tot ce avem noi nevoie. Aici o să punem niște ulei ca să prăjim oasele, frumos, le prăjim un pic. Ia fiți atenți cum se vede pe aici, a? Șmecherie. Am eu aici un pic de ulei, dar mai am, ca să nu stea goală pe zonă. Să știți că la țară bunicii ne-au hrănit și am mâncat foarte mult, așa, și n-a mai murit nimeni. Adică niciodată nu o să mor. Avem aici niște cimbru, uite așa frumos, da? Da, să le să stea așa, ca așa e mai bine, așa sunt mai gustoase, vă garantează brotherul. O să pun mai multicel ulei. Frățiule, deocamdată s-a prins focul, ia fiți atenți aici. Arată bine rău. Bine de bine, ancora e pe zonă.
Vă arăt eu ce facem pe celălalt canal de fishing. Cel mai mare canal de pescuit din România, Fish Hacker. Și o să vedeți ce facem. Ia uitați-vă cum se duce focul. Mamă, bate flacăra chiar în ceaun. Ia uitați-vă. Chiar pe fundul ceaunului. Nu uitați cine se abonează la mine pe TikTok, să devină membru pe TikTok și pe YouTube. Intră automat pe grupul abonaților de WhatsApp. Adică pe WhatsApp am făcut un grup pe numărul meu de telefon frumos cu live-ul pe spate, în care vorbim și vă ascult întrebările, adică vorbim pe WhatsApp ca de la prieten la prieten, în fiecare zi, dimineața și seara. Tot ce trebuie să faceți e să deveniți membru aici pe YouTube și abonat pe TikTok, adică nu să mă urmăriți, să deveniți abonat. Costă 29 de roni pe lună și la unul și la altul. Am făcut o medie naturală, simplă și vă aștept pe câți mai mulți. Deocamdată e să abur din gură, pentru că e un pic de răcoare aici, dar o să se încălzească de stau în tricou. Așa, ca să nu mă plictisesc, vedeți că am băgat un cartof aici în ulei, să vedem când se încinge. Uite, după cum se observă, a început să se încălzească. Aici deja sfârâie uleiul. Mamă, cum se aud lemnele, auziți? Exact ca la bunica acasă. Și să testăm terenul, ia să vedem. Da. Ia auziți, ia auziți. Da? Sunt gata de pus și de amestecat toate oasele astea minunate. Nu sunt numai oase, că acum o să spuneți că pe ozul ăla nu e carne mai deloc. Da, într-adevăr, mai deloc, dar asta nu înseamnă că nu e deloc. Da? Pentru că așa îmi place mie. Ia fiți atenți ce avem aici. Pe toate le punem aici, le dăm într-o prăjeală, o să le amestec tot timpul. Doar un pic să le prăjesc. Pentru că dacă le prăjesc mult, ca să înțelegeți, se vor, uitați, le arătăm și la brother, se vor usca. Haide, haide că începe să fie treabă bună. O să le amestec în permanență și să vedeți cum o să iasă la urmă. Dacă vă uitați pe TikTok, am postat și pe YouTube un filmuleț, un short, un filmuleț scurt, în care eu mănânc carne de capră și se topește în gură. Pur și simplu e o nenorocire. Deci, ca să înțelegeți, așa ceva și mirosul care îl degajă această casă frumoasă e terminare cronic. Fac așa ca să vă și arăt aici. Frumos, niște cartofi pe zonă. Nu o să prăjesc mulți ca să se facă repede, da? Ia uite. Asta înseamnă, da, asta trebuia să lasă să mai încingă un pic. Da, ajung ăștia, se vor face imediat. Și să vedeți cât de repede și cât de mișto se vor face. Ia uite. O să dau un ei, că n-am pus camera în mână. Aici i-am lăsat să se scurgă frățiori, pentru că nu puteam să pun în... Nu le mai pun sare deloc, nu mai puteam să-i pun cu zeama respectivă. Aoleu! Și aproape gata de scos uleiul. După cum observați, s-a prăjit, s-a făcut mișto. Și acum trebuie să scoatem uleiul și să adăugăm apa. Ia uite. Hai să mai pun pe partea asta pe spate. Partea asta e mai mare. Restul s-au făcut sapene. S-au făcut. Cartofii au început să sară în sus. Frumos. Ia uite așa avem aici. Da? Deci dăm un sus la o parte. Și să intre Dan Spătarul aici cu spatele. Exact. Mușchia de pe spate să se prăjească. Ia uite. Gata, că s-a făcut. Uitați-vă ce e aici. Dar nu, eu nu le mănânc așa. Le lasă scadă. Ia puteați, mamă cum arată. Mamă cum arată. Perfect. Le scoatem, aruncăm uleiul, punem apă peste, apă caldă, să nu se taie. Punem apă până deasupra și le lăsăm să fiarbă, să scadă, să vedeți. Aoleu, ce o să ia. Gata, lume frumoasă. Am scos o prăjeală, acum se face a doua. Am scos oasele frumos, le-am pus aici, după care am scurs tot uleiul, am pus oasele înapoi frumos și am pus apă caldă, nu apă rece, apă caldă, și acum aștept, am aranjat focul de cât trebuie să fiarbă și după aia reglez, mai pun cerculețe peste și reglăm focul într-așa fel încât să nu clocotească, să sară foarte tare. Să se fiarbă, să se evapore apa, în acest timp carnea fierbe, devine fragedă și se mănâncă cu ochii la sfârșit. Doar că trebuie să așteptăm acum, n-avem ce face. Brother, nu vreau să vă zăpăcesc. Dacă observați un pic, a scăzut, era, să zic așa, un deget, până aici era. Și uitați cât a scăzut și scade în continuare.
Da? Și carnea, ca să înțelegeți, încă nu e gata, o las să scadă. Avem aici persoanele cu noi pe live. Îmi cer scuze față de ele că le fac poftă de mâncărică, dar e greu. Și uitați-vă puțin la carne. Dacă cumva vă întrebați dacă s-a făcut sau nu s-a făcut, ce să vă zic? Ce să vă zic că e greu? A, uite. Ia uitați-vă și voi. Deci, ia uitați-vă. A? Ia uite. Pac. Imediat. Imediat se face și o să o mâncăm de rupere. A, uite. Da? Deci, să scadă. Asta contează. Să scadă, ea fierbe. Ăsta e secretul. A caprii, mamă, dacă miroase, băi, un fel de vin. Să nu fiu așa nesimțit, miroase a vin, să zic așa, fiert. A vin fiert, pentru că ele au fost ținute la bites, bites de la puternic, cu putere în el, universal, tridimensional, hai că e ce trebuie. Și miroase aici în casă, nu a grătar, a carne de capră criminală. Acum e gata de terminare această căpriță, o să vă arăt imediat. Graviduțele vreau să părăsească sala, eventual să-mi dea bloc, mai ales pe TikTok, exact cum vorbesc cu brotherii, nu de alta, dar e greu ceea ce vă arăt eu acum. Am și mâncat o bucată de os. Ea va trebui să mai scadă, pentru că mai e foarte puțin. Foarte, foarte puțin. O să întorc camera acum. Deci, nu știți ce înseamnă să se topească în gură. Aroma de condimente. Dar nici nu ai impresia că e carne de capră. Ai impresia că e carne de miel. Îți vine să te lingi pe degete, credeți-mă. Nu, nu se poate. Nu se poate așa ceva. E ilegal. Și un cartof, e ilegal așa ceva. Uite. Aproape a scăzut. După aia o să-mi las un pic de... Pentru că lui Fefi îi place să moaie așa în zeamă. Aproape e gata. Uite, osul ăsta îl scot. Că nu, să nu mă mai încurce. Da? Le pun aici. Și oasele alea le mâncăm cum se poate. Uite așa. Mâncăm de pe ele. Eu le-am lăsat pentru ciorbă. I-am zis lui Fefi, m-a întrebat. Las și oasele acolo. Las tot. Lasă tot. Pentru că facem și o ciorbă, facem și ceva. Și dacă în punga asta s-a nimerit să fie mai multe oase, am zis, lasă-le așa de broadără, de broadără nevastă, că sunt bune. Mai mâncăm de pe ele. Ia uitați-vă. Mamă, dar ce gust au. Dacă unii cred că n-au niciun gust sau au un gust prost, vă rog să vă gândiți încă o dată. Oasele astea îți vine să le mănânci exact așa. Uitați-vă ce culoare au. Și aroma e la fel de bună și de gustoasă. Îi zăpăcim pe cei de pe live, îmi pare rău. Și acum... Astea sunt mai împănate și le mai întorc încă o dată, deși că ce să mai întorc, mă, ce să mai întorc, au mai rămas 4 bucăți și coaste. Asta e ultima 100 de metri când scad aceste bucăți. Scade apa. Dar ce apă, ce ai acolo? Gata, cam așa ceva. Pune la loc, uite, unul l-a mâncat pe live. Îmi cer scuze față de 1500-2000, ci că sunt la dietă și... Stai așa. Ca să înțelegeți, le facem poftă, dar e treabă. Uitați-vă cum arată. Ce înseamnă să respecti o rețetă. Și fiți atenți că în curând, rețeta cea mai puternică o voi face la cort, adică de la cap la coadă. Înainte să vă arăt toate combinațiile pe care le fac și tot ce pun pe ele, pe condimente, o să le condimentăm și o vă arăt de când le scot din congelator. E ca și cum aș pune carne proaspătă, ca să înțelegeți. De la A la Z, următorul vlog, să zic așa, culinar, o să vă denorocesc cu toată rețeta aceasta, după care o să facem rețete de gogoși și rețete de și cu Harry Potter, adică rețeta lui Harry Potter, cu fantome și cu foarte multe, pentru că sunt vlogger și asta mi-e meseria, mai ales pe canalul secundar, cel mai mare canal de pescuit din România. Fish Hacker. Dacă aveți probleme cu stomacul, puteți să închideți, să mă blocați, că e greu. Ok, lume frumoasă, și numărătoarea a început. Gata. Scoatem bucățile, le punem aici, da? Așa să nu cadă, că e greu. Da, stai să le iau de aici, să le pun direct pe masă, nu știu ce le pune pe farfuria asta. Hai că da, uite așa. Fiți atenți aici. Una bucata, capra, da? Hai să mergem cu capra. După care zeama o adăugăm aici și tot ce a mai rămas. Uitați-o ce e aici. Olea, Doamne!
Aole, Doamne! Și luăm imediat, ca să păstrăm. Ia uitați-vă ce, mamă, ce gata, ajunge, că e perfect. Sosul ăsta care e aici, e perfect. Gata, ia uite. Asta e bucata cea mai mare și cea mai frumoasă, ia uite. Mamă, ce e acolo, repede. Să luăm ăsta de aici. Gata, îl punem aici. Perfect. Și acum, cu voi alături, să punem cerculețele, pentru că, aude ce a rămas aici. Aoleu! Și v-am arătat și astăzi, deși că mă gândeam, mă, să nu fac. Dar ce să nu fac, bă, că e zăpăceală, bă, că îi zăpăcim pe toți ai noștri, băi. Nu știu cum să fac eu, dar o să o pun camera jos ca tot sosul, dar n-am cum să vă arăt eu direct. Așa, ia să văd. Haideți, mă, că pot. Ia uitați-vă. Uitați-vă un pic. Ha. Ia uite-l. Poate se sparge farfuria, că e prea încins. Gata. Am reușit și am terminat. Uitați-vă și voi cum arată. Mamă, cum arată, ai nebunit la cap. Băi, băieți, băi, nu se poate, mă, nu se poate cum am făcut să arate capra asta intergalactică, adusă tocmai din Italia, cum spun maneliștii ăștia. Cea mai nouă melodie adusă tocmai de la Roma, vă dați seama că melodia adusă de la Roma cu trenul. Ia fiți atenți aici, această capră 3D în universul paralel pe care îl vom introduce în trup. Bineînțeles, această capră va fi introdusă în trupul nostru. Mi-a reușit sau nu mi-a reușit? Vreți rețeta? Scrieți rețeta și vă dau rețetă. Oricum, în vlogul următor o să facem rețeta asta criminal. Deci, cum arată, așa are și gustul. Ok, dragilor, și a venit vremea să testăm așa ceva. Bunătatea asta. Oh my God! Să testăm bunăciunea asta. Băi, arată cum arată. Dar și gustul o să fie desăvârșit. Deci am înnebunit tot chat-ul de pe TikTok. Să facem așa și o poză pentru finalizare. Cu cartofi, da? Uitați-vă. Acum, să facem testul final. Imediat să-mi iau prosopelul. Haideți să vă arăt ceva. Ca să înțeleagă toată lumea, carnea pe care am făcut-o eu, bineînțeles că mâncăm și cu acești intergalactici. Plin de zeamă, da? Super criminali. Această carne, da? Și bineînțeles, spuneau majoritatea, e o carne tare, fără niciun gust, da, nu rup. Fiți atenți așa, cum să mă lasă, cum să fiu mai nesimțit, să mă apuc așa? Dacă lăsați să scurgă, da? Poftă bună, vă mulțumesc și îmi cer scuze. Dacă o lăsați să scadă, să scadă ea cum trebuie, va deveni o aromă unică. Nu pot să vă arăt. Mușchi. Fiți atenți aici, uite. Ia uitați. Uitați-vă ce iese de aici. Nu. Pentru cei care ziceau că nu e. E foarte tare. Băi, băieți. Gândiți-vă că nu e prima oară când fac asemenea capră și am făcut-o singur. Ca să vă arăt și vouă cum se desface, o arăt și pe TikTok. Bate în gură, vin la tine. Majoritatea pe TikTok au nebunit. Spuneți repede unde stă că mă duc la el. Ca să vedeți, vă rog să mă credeți că nu am cum să vă arăt ce gust are pur și simplu și cum miroase aici, ca să înțelegeți. Cu pâine, n-am făcut mămăligă, nu nimic. Cu cartofi. Nici nu știu ce să iau de aici. Să vedeți când o vedea Fefi. Uite. Coaste, oase, absolut orice. Sunt fragede. Se lipesc în gură. Îmi cer scuze. Se topesc în gură. Îmi cer scuze, dar n-am ce să fac. Trebuie să vă îmbolnăvesc. Pentru că v-am promis că o să fac chestia asta. Uite, vedeți? Cum e așa. Cu mâna, fratele meu, bagi și rup carnea că se rupe imediat. Ce și-a urma, mă? Mănânc carne de capră.
mă mai întrebau unii. Uite așa. Ce e pe oase? Iar zeama care a rămas, facem așa. Zeama care a rămas, muiem aici, în zeama asta. Aveți impresia că e prăjeala de deasupra cărnii. La și condimente, la condimentele pe care le-am pus pe ea. E și dulce. E și ușor... te lasă așa spre o aromă de grătar. Carnea de capră la ceaun vine nenorocită. Gata. Îmi cer scuze că vă... Adică eu rup din ea, rup din capră, muie aici în zeama asta. Ia uite. Mamă, cât de nenorocit sunt. Mai închidă-te. Hai că da. Vă pup, vă iubesc. Rețeta într-un vlog următor, când facem la cort mâncărica, afară, că se încălzește aici și o să se încălzească afară. Dacă afară sunt 20 de grade, nu mai pot să fac foc aici la plită, că iau foc. Nici cu geamurile deschise mor. Mamă, ce scriu cei de pe chat, de pe live, și că nu mai pot, mor. Imediat dăm și ei cu privirea. Vă aștept pe Facebook, Roman Paul Gabriel, Facebook-ul meu principal, și tot pe Facebook, Fish Hacker sau Shari Vlogger, grupul abonaților. Și mai avem încă un grup, Academia Tinerilor Pescari, tot pe Facebook. Vă aștept acolo, frățiorii mei, să facem lumea mai frumoasă.